Cum va arăta ediția TIF Oradea 2020? Ediția asta va fi una specială, așa cum au fost toate celelalte ediții din țară, la Cluj și la Sibiu. Avem proiecții în aer liber și în spații interioare, în locuri superbe din Oradea, în care am fost și în anii precedenți, și ne bucurăm să putem aduce și anul acesta, pentru cea de-a treia oară consecutiv, filmele TIF în acest oraș minunat. Ce fel de filme și câte vor fi? Vom avea aproximativ 30 de filme și evenimente, pentru că avem și 3 cineconcerte superbe pe care le-am pregătit. Și avem cele mai bune filme din selecția TIF de anul acesta, titluri internaționale premiate în mari festivaluri ale lumii, filme maghiare, unele în premieră națională, și filme românești, unele din cele mai așteptate titluri ale acestei toamne. Suntem în 5 spații anul acesta, în cele cu care deja am obișnuit orădenii, și anume Piața Unirii și Cetatea, Amfiteatrul din Cetate, și în câteva spații la fel de frumoase și de, să zicem, cu tradiție în festival, și anume Teatrul și Filarmonica. Iar anul acesta suntem foarte fericiți să putem avea o locație nouă pe harta TIF, și anume Casa de Cultură, în care ne așteptăm publicul pentru cine concerte. Vor fi și câțiva dintre regizori prezenți la Oradea. Da, așa este. În, să zicem, în ciuda condițiilor dificile legate de contextul actual, avem norocul și aici, la Oradea, să putem conta pe prezența unor regizori și actori români care vin să întâmpine publicul oradean și să-și prezinte filmele. Vom avea pentru filmul Urma, îi vom avea alături pe regizorul Dorian Boguță și actorul Marin Grigore. Pentru foarte deja cunoscutul documentar Lemn, o vom avea pe una din regizoare, Monica Lăzurean, alături de noi. Ea este de asemenea și producătoarea filmului Acasă, al regizorului Radu Ciorniciuc, și va fi prezentă să întâmpine publicul și pentru acea proiecție specială. Și îl vom mai avea alături de noi pe Radu Iacoban, pentru un film extraordinar de puternic, emoțional, și anume Și atunci ce e libertatea. Care este prețul biletelor pentru acest an? Biletele sunt la 20 de lei pentru o persoană, dar avem și o ofertă specială pentru două persoane, și anume 35 de lei. Dorim foarte mult să putem conta pe publicul orădean, căruia vrem să-i transmitem că am luat toate măsurile necesare pentru prevenirea riscului de răspândire a infecției cu virusul SARS-CoV-2, și în acest context ne dorim să putem conta pe un public cât mai numeros. Noi am făcut și facem tot ce ne stă în putere pentru a respecta toate normele în vigoare. Ce se va întâmpla dacă va ploua în aceste zile? Am luat în calcul și această opțiune, deoarece în luna octombrie este o probabilitate. Proiecțiile din aer liber din Piața Unirii și din Cetate vor fi mutate a doua zi în unele din locațiile noastre indoor. Acest lucru va fi anunțat din timp pe pagina de Facebook TIF.